Bună seara, doamnelor și domnilor. În contextul evenimentelor care se întâmplă în ultima vreme în Republica Moldova, în Chișinău în mod special, dar și în contextul semnalelor pe care le primim din afara țării, am considerat necesar în această seară să-l invităm în studioul nostru pe Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Bună seara, domnule Cernăuțeanu. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ați revenit la noi. Multe avem de discutat azi, inclusiv în contextul acestor sancțiuni impuse de Statele Unite unor hoți de la noi, despre proteste, așa zisele proteste pe care le organizează Partidul Șor în Chișinău, în fața Procuraturii. Mai multe avem de discutat, sunt în detalii tare multe care trebuie lămurite cumva. Da, o să începem cu tot cu ceva de actualitate. E vorba de această criză energetică. Sunt câteva zile deja în care în Chișinău se stinge lumina. Vreau să vă întreb dacă ce arată statisticile, dacă a crescut numărul infracțiunilor și măsurile pe care le-a întreprins poliția pentru poate a diminua pericolele în perioada asta. Bună seara încă o dată. Pornind de la întrebarea dumneavoastră, eu o să mă străduiesc să fiu pe cât de posibil succint, dar clar în cele expuse. În primul și în primul rând, ceea ce ține de criza energetică, într-adevăr, este o situație care cumva ne creează disconfortul tuturor, pornind de la simpli cetățeni care trebuie să se deplaseze și cumva le periclitează o mai liberă și mai vizibilă deplasare, inclusiv și pentru noi, că cumva trebuie să fortificăm eforturile noastre în partea ce ține de siguranța cetățenilor. Da, cu adevărat, aceasta pentru noi prezintă o responsabilitate mai mare și cumva ne pune în gardă, dar vreau să precizez că în aceste câteva zile care au existat deja acele măsuri de întreprinse în vederea eficientizării energetice și anume cumva acele deconectări de lumină temporare care se realizează, noi nu am înregistrat o creștere a infracționalității, ba mai mult chiar am făcut unele analize dacă în acele perioade de timp când a fost deconectată energie electrică pe străzi sau indiferent, am avut careva incidente în acele perioade de timp și nici în acele perioade de timp nu au existat careva incidente, că vorbim în stradă, în trafic sau în alte locuri unde ar putea apărea aceste riscuri. Cu atât mai mult eu vreau să menționez că inclusiv poliția a întreprins acțiunile corespunzătoare cumva de a fi și noi mai vizibili, chiar dacă anterior și acest lucru se întâmpla, acum am intensificat măsurile noastre, anume ca în aceste perioade de lipsă de iluminare, cumva să fim mai rapizi, mai eficienți și mai activi acolo în spațiul public. În acest context, eu clar că ar fi o doleanță și o solicitare a mea către cetățeni, la maximul posibil în această perioadă de timp, să evităm deplasările noastre în spațiul public, acolo unde este întunecat, întuneric, ca să evităm deplasările pentru a nu crea pentru unii răifăcători anumite premise de a comite anumite infracțiuni. Pentru asta aș recomanda tuturor cetățenilor ca să limităm aceste deplasări. La fel, bineînțeles, s-a văzut și astăzi, am lansat unele recomandări pentru să circulăm în grup, să cerem mai multe ajutor, recomandări, inclusiv noi vedem că este această lipsă de iluminare cumva și la traficul rutier, mai ales când am avut alaltă seară ploaie în Chișinău, noi am văzut că aceasta. Mulțumesc, în primul rând, tuturor șoferilor că au fost foarte prudenți și ne-a păzit Dumnezeu și noi n-am avut incidente în aceste condiții climaterice dificile, dar și la aceasta am ieșit cu recomandarea, cel puțin toți avem telefoane la noi mobile, în momentul în care traversăm să încercăm să asigurăm cu lumina telefonului să ne vadă șoferii, ca să ne vadă șoferii să fim vizibili în acest proces. Da. Poliția economisește? Cum? Ce faceți? Ne referim la energie electrică? Da. Cu siguranță, noi încercăm la maxim să fim și noi alături de toți ceilalți cetățeni și să întreprindem acele acțiuni
ca să aducem plus valoare statului nostru și cumva să economisim și noi la energie electrică și să nu fim acei consumatori care ne arată cu degetul. Eu chiar ieri am făcut o analiză comparativă cu anul precedent a tuturor subdiviziunilor poliției. Noi la toate subdiviziunile am avut o scădere semnificativă la consumul energiei electrice pe parcursul, în mod special, iată, luna septembrie și octombrie. La fel, același lucru se întâmplă și la noi în sedii, cum am văzut și aici la dumneavoastră, că sunt deconectate luminile. Scuzați, așa s-a întâmplat că s-a stins noi lumina. Doar apreciem și am spus, noi ne consolidăm cu toții și doar prin așa pași vom reuși să depășim această criză energetică. Clar că sunt și alte aspecte la care noi recurgem, inclusiv schimbarea unor programe de activitate ale poliției, ca în acele perioade când este nevoie de mai multă lumină, cumva să putem face economii și la acest compartiment. Da, am văzut o solicitare adresată primăriei în care cereți ca protestele să fie admise până la lăsarea întunericului. De ce? Care e motivul? Inclusiv din aceste considerente de securitate, atât pentru chișinăuieni, cât și pentru cei care se află acolo în corturi. Noi cunoaștem că o mare parte din societate, cumva, în mod special cei din Chișinău, împărtășesc alte viziuni decât persoanele aflate în corturi, anume pentru a exclude careva riscuri și ar duce la anumite situații neplăcute pentru noi toți, anume din aceste considerente. Mai mult ca atât, noi, inclusiv și la ziua de astăzi, în cadrul anumitor măsuri efectuate în rândul participanților la acea întrunire, iarăși am identificat o persoană care avea obiecte suspecte, deci un cuțit confecționat manual. Persoana nu este o persoană la fel simplă, este și cu un trecut așa mai specific. De aceea, toate aceste provocări, noi nu avem nimic împotriva simplilor cetățeni care cumva vin să-și expună o viziune. Dar nouă ne-a arătat și ziua de ieri, când poliția a intervenit la un moment, toți cetățenii s-au conformat, a fost totul ok, care peste o oră au venit vreo 20 de persoane tinere și în mod obraznic au încercat din nou să blocheze intrarea în procuratură. Aceasta s-a repetat ieri de 2-3 ori continuu. Ceea ce ne demonstrează că, de fapt, nu cei care stau acolo în corturi, dar sunt alți provocatori aduși anume pentru aceste scopuri, ceea ce am văzut și la ziua de duminică și în alte zile care se petrec. Și iată, anume pentru a exclude anumite riscuri ce se pot întâmpla în centrul municipiului Chișinău, cu atât mai mult noi, cu părere de rău, dar trebuie să recunoaștem că după lăsarea întunericului acolo lumea își permite și să mai consume alcool și un pic să și poate nu este momentul oportun de a comunica, dar în noaptea spre ziua de astăzi tot ei, din nu știu ce s-a întâmplat, au răsturnat și un liceu public acolo în adiacentul clădirii. Așa că ne dăm seama cât ar însemna și ce înseamnă aceasta pentru locuitorii Chișinăului care vin la stația de așteptare acolo și cumva este un disconfort și pentru ei după nopți petrecute de cineva acolo și necesități petrecute în adiacentul clădirii procuraturii, să avem ce avem. Da, acum revenind un pic, asta ar însemna, de fapt, această solicitare adresată primăriei ar însemna că proteste non-stop nu se poate. Exact. Să se permită doar până adică la lăsarea întunericului, atunci când lucrurile pot fi vizibile cu ochiul liber, orice cetățean poate fi martor la ceea ce se întâmplă. Nu avem ce ascunde. Atâta timp cât vorbim de lăsarea întunericului, noi cu toții știm că acestea sunt orele care, de fapt, nu este totul vizibil și nu totul este transparent în această perioadă de timp. Noi nu trebuie să uităm și de comunicatul lansat astăzi de Promolex la intențiile care sunt ale protestatarilor și mai mult ca atât nu trebuie să neglijăm și cauzele penale. Nu vorbim de ceea ce ține de Procuratura Anticorupție, de spălare, de finanțare, dar de cauza penală legată de dezordinele și destabilizările care sunt. Deci acestea sunt aspecte destul de importante și
atâta timp cât se manifestă intenții și noi ieri din numele organizatorului am auzit instigări. Am văzut. La destabilizare. La ele, deci... la ele o să ne referim, că le-am auzit, le-am transcris, le-am tradus și vreau să ne le discutăm. Noi la protestele astea am văzut, spuneți și dumneavoastră, instigări, tot felul de chemări la nesupunere civică. Am auzit ignorarea cerințelor oamenilor legii, chiar și ieri, când pe scările procuraturii, atâțarea urii din partea unei deputate comuniste. Eu am scris și despre asta și am dat bucății ca video pe Facebook, care a spus că cei cu pașapoarte românești îi urăsc pe moldoveni. Spuneți-ne dacă există niște linii roșii, după care poliția începe să întreprindă altfel de acțiuni. Ca să înțelegem dacă ce s-a întâmplat până acum asta intră în limitele democrației, ca să zic așa. Sau sunt niște linii până unde poliția zice gata, mai departe nu, începem să facem curat în fața procuraturii. Eu cred că o să fiu foarte bine înțeles anume de juriștii care cunosc foarte bine legea 26, care reglementează modul de desfășurarea unei întruniri. Cu părere de rău, este legea care o avem și cerințele care sunt acolo. Și această lege spune foarte clar, până la stabilirea contrariului, protestatarul are dreptul să se afle în locul protestului și nu poate fi înlăturat de acolo decât în cazul unei hotărâri a instanței de judecată, dar această hotărâre a instanței de judecată urmează să fie emise sau instanța urmează să examineze doar după ce reprezentantul APL-ului, deci a primăriei, se adresează instanța de judecată în condițiile articolului 14 alineatul 4 din această lege. Deci noi vedem care este lacuna de fapt în care ne merim și această hotărâre instanța de judecată urmează să o emită în termen de 3 zile. Noi avem ce avem și poliția poate interveni doar atunci când generează sau se generează lucrurile ieșite de sub control și ele nu pot fi stopate sau limitate de către poliție. Se prezumă că acolo unde poliția poate interveni, exclude riscurile din mulțimi și liniști spiritele, de acolo protestul poate continua. Deci aceasta este legea, cu părere de rău, noi nu putem face mai mult nimic decât atâta, să intervenim acolo unde este necesar și, bineînțeles, să încercăm să abordăm acea instituție care este responsabilă și abilitată cu competențe de a întreprinde acțiuni. Noi ne-am adresat, chiar dacă primăria a refuzat în numărate rânduri, noi până la ziua de astăzi ne-am adresat cu 10 solicitări primăriei și cu informări despre încălcările toate care sunt comise în centrul orașului. Noi nu am văzut o reacție oficială până la ziua de astăzi la acest capitol. Noi ne-am adresat în instanța de judecată noi. Am mers pe o altă procedură administrativă unde am... Ați acționat primăria în judecată? Nu, inclusiv am solicitat sistarea întrunirei, deci acele declarații depuse de către Partidul Șor, noi am contestat-o în instanța de judecată. În primă fază ne-am adresat primăriei cu o cerere prealabilă ca să fie sistată această întrunire. Primăria nu a dat curs și nu a examinat cererea respectivă, după care noi ne-am adresat în instanța de judecată. Dar primăria măcar vă răspunde în vreun fel? Sau nu, nu am primit niciun răspuns până la ziua de astăzi. Exact. Pentru asta noi am solicitat inclusiv și Procuraturii Generale de a fi examinat și prin alte aspecte ceea ce ține de comportamentul și atitudinea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul primăriei, inclusiv sub aspect de neglijență în serviciu. Pe persoană? De partea persoanei? Exact, persoana cu funcții de răspundere, că aici nu poate ce fi ban, nu? Ce ban sau altă persoană care este împuternicită în perioada în care dumnealui nu este pe loc, ca de exemplu se află în deplasare sau în altă parte, în momentul cine este substituit pentru cine substituie pentru a exercita atribuțiile funcționale. Bun. Revenim un pic la protest, adică mai mult, mai avem de discutat un pic despre ceea ce se întâmplă în fața procuraturii. Am văzut că oamenii de acolo sunt tare iritați de aceste controle pe care le face poliția în corturi. Și percep cumva treaba asta ca un fel de incitare. Hai să incităm un pic spiritele. Haideți să ne explicați de ce e nevoie de aceste controle. Înțeleg că au fost vreo 3 deja sau 4.
Da, ele au fost și ele vor continua și vor mai fi aceste controle. Și ridicarea corturilor care n-au stăpân, ca să zic haideți așa. Haideți să vorbim. Noi până la ziua de astăzi se primește că un pic am avut grijă de curățenia în municipiul Chișinău. Așa să vorbim la figurat. Noi am asigurat curățenia. La ziua de astăzi ce s-a întâmplat? Dacă ați urmărit cu atenție ce s-a petrecut în fața procuraturii, la un moment, când au încercat să instaleze corturile, noi doar nu am permis de a bloca iarăși de a destabiliza intrarea procuraturii, dar ei ce au făcut? Au încercat să arunce toate corturile în grămada respectivă de corturi. Uh-huh. Și s-au primit că corturi nu mai erau amplasate în perimetrul procuraturii generale la ziua de astăzi. Toate stăteau acolo, cu gândul că noi o să le evacuăm. Noi astăzi un pic am procedat altfel și le-am lăsat acolo și am cerut acest lucru primăriei municipiului Chișinău și organizatorilor să-și facă ordine. Așa s-a primit că acele corturi care le-au aruncat ei, de fapt a venit organizatorul peste 2-3 ore, mizeria respectivă s-a aflat acolo, și le-au evacuat. Iar unele dintre ele au încercat să le asambleze și să le pună la loc. Noi ne dăm foarte bine seama care a fost tactica lor la ziua de astăzi, dar noi tot încercăm să fim echilibrați în acțiunile noastre. Da, spuneți-ne ce mai găsiți prin corturi când sunt organizate aceste controle. Și chestia asta cu pașaportizarea, adică am văzut că polițiștii scriu ceva acolo. Scriu numele persoanei? Exact, se face o evidență a persoanelor care se află acolo în cercul de persoane în adiacent. Noi, în primul și în primul rând, nu trebuie să uităm că noi ne aflăm în adiacentul unei instituții strategice, unde sunt o serie de documente și dosare de importanță majoră. Uh-huh. Noi trebuie să cunoaștem cine sunt persoanele. Ori noi am stabilit că, inclusiv în cadrul acestor mulțimi de oameni, sunt și persoane aflate în căutare. Noi, la ziua de duminică, am luat din această mulțime de oameni, dacă nu greșesc, 6 persoane care se aflau în căutare. Deci acum i-ați găsit. Ei au venit singuri la dumneavoastră, într-un fel. Da, și nu sunt unici. Noi, practic, zilnic mai găsim pe cineva care prin aceasta cumva îi disciplinăm și pe cei aflați acolo, dar pentru noi este important ca să știm care sunt oamenii și care cu adevărat sunt intențiile lor de aflare acolo. Ori ceea ce s-a întâmplat în fața Parlamentului Republicii Moldova, când în scoarul Parlamentului și a președinției acum 2 săptămâni deja, noi am avut informații suficiente despre tot ceea ce se petrece acolo și ce este acolo. În momentul când ei au amplasat acele corturi pe perimetrul bulevardului, da, noi atunci ne-am adresat imediat prin apel telefonic, dar până la adresare când le-am amplasau, ne-am adresat organizatorului, domnului Kim, dacă acestea sunt ale lor, la care ei au spus că nu sunt ale noastre. Da, da, da. Deci noi nu știm asta a cui, noi, exact. Și când, având informația despre tot ceea ce este în interior, în corturi, acolo, când am solicitat să se prezinte ca să facem o verificare la fața locului, dumnealui a refuzat categoric, a spus că eu o să fiu mâine cu avocatul, așa că eu nu pot astăzi. De aici noi și ne dăm seama de riscul și necesitatea efectuării. Noi nu putem să o numim percheziție. Aceasta nu este percheziție. Aceasta este un control, o verificare care se petrece frecvent și noi nu facem percheziții corporale, noi nu facem percheziția domiciliului, noi facem niște verificări elementare, iată, de a nu găsi astfel de indivizi cu cuțite artizanale sau cu topoare în văzut că și asta ați găsit. Rucsac sau cu alte obiecte interzise care trebuie să ne aflăm în deci oamenii în nu au de ce să-și facă griji, că unii ziceau că ne iau datele ca să ne amendeze. Deci, atâta timp cât o persoană nu încalcă, ea nu are de ce să fie amendată. Acolo unde se trece linia roșie a legislației, deci persoana este pasibilă de răspundere. Da. Ce faceți cu persoanele, că au fost câțiva reținuți? Ce faceți cu ei? Am văzut că cu părere de rău, cu părere de rău mai constatăm unele aspecte, hai să le spunem, de lacună în legislația Republicii Moldova. Și la noi ultragierea sau nesubordonarea sau alte încălcări cumva sunt reglementate de codul contravențional. Amendă. Și bine, nu doar amenda,
prevede inclusiv, noi am avut situații când și domnul Țurcan, reprezentantul, a agresat și cumva a ultragiat angajații poliției, pentru care i s-a întocmit proces verbal de ultragiere și codul contravențional spune că se întocmește inclusiv cu propunerea la arest la 15 zile. Deci s-a propus arestul la 15 zile și procesul verbal este remis în instanța de judecată. Dar lacuna care? Că ați spus că este o lacună. Deci important este ca persoana când încalcă atunci trebuie să fie înlăturat de la riscul care îl poate crea societății. Da. Și nu propus instanței de judecată care va fi efectul agresivității sau riscului prezentat de o persoană dacă aceasta cumva nu este acum atras la răspundere și supus arestului pentru 15 zile, dar este supus arestului peste jumătate de an când toate lucrurile sunt consumate. Am înțeles. Deci noi am remis procesul instanței de judecată pentru asta a fi examinat arestul. Examinat. Noi, cu părere de rău, încă nu am fost citați pentru a examina acest proces. Deci apare întrebarea, când o să fie și care va fi măsura și când va fi? Sau instanța de judecată va aștepta să expire un an de zile când expiră termenul de prescripție și nu mai poate fi aplicată sancțiunea? Uh-huh. Deci, cred că aici trebuie să ne răspund cei care cumva examinează acest proces. Da, am văzut discuțiile de azi în Parlament. Așa înțeleg că vor fi niște modificări la legislație. Am văzut declarațiile făcute de domnul Carp, care a spus că e posibil ca anumite prevederi din legislație să fie întețite, să fie mai făcute mai dure în cazurile astea, să vedem ce anume are în vedere. Mai multe curiozități, cetățeni curioși am văzut că scriu pe rețelele de socializare, văzând că veniți la noi, am întrebat ce faceți cu corturile pe care le tot adunați, pentru că sunt pescari care vor să le ia în chirie și se interesau dacă nu le scoateți la licitație. Nu, noi nu ne ocupăm poliția cu licitația, dar vreau să vă asigur că toate aceste corturi care sunt ridicate, ele toate sunt procesate și luate la o evidență în contextul faptului că ele au fost ridicate, chiar dacă sunt bunuri abandonate. Uh-huh. Până la ziua de astăzi, din toate corturile care au fost ridicate, nu s-a prezentat nimeni să solicite că este un cort al său sau este bunul său. Chiar dacă noi ne-am adresat în repetate rânduri organizatorilor de a comunica cu persoanele care au participat la aceste întruniri, să vie să-și revendice bunurile dacă sunt ale sale, ele nu sunt ale sale. După legislație, aceste bunuri, dacă vor fi stabilite ca bunuri abandonate, ele urmează să fie transmise instituțiilor abilitate care se ocupă deja cu scoaterea lor la licitație. A, deci tot și comercializarea aceasta este Inspecția Financiară, Inspectoratul Fiscal de Stat. Aha, da. Ei, iată că totuși au pescarii o șansă să se facă cu corturi ieftine. Da, ni se tot spune că aceste proteste ar fi un element de destabilizare a țării în general. Spuneți-ne cum anume se poate asta întâmpla, că așa la cum arată acum aceste proteste, parcă nu se vede potențial acolo pentru destabilizarea țării. Bine, haideți, eu să merg un pic mai în spate ca să înțelegem noi lucrurile cum se petrec în raport cu forțele de ordine. Așa. Dacă o să mergem ceea ce s-a întâmplat toată vara respectivă cu acele alerte cu bombă care le-am avut frecvent, uh-huh, și cunoaștem cu toții situația lor, erau toată lumea conștientă că ele sunt false. Dar cumva dacă era o lipsă de reacție din partea instituțiilor de forță, aceasta cumva genera o impresie sau cineva putea să-și creeze impresia că uitați-vă, poliția nu mai este eficientă și nu, aha, mai poate reacționa. Aha. Exact același lucru și acum. Noi nu trebuie să credem că aceste proteste cumva nu-și pot avea efectul și intenția de destabilizare nu se poate realiza. Ea se poate realiza. Încercările lor, bineînțeles, că sunt acelea cumva de a slăbi și noi vedem toate declarațiile care se fac cumva de a crea disensiune în rândul instituțiilor de forță. Vorbim de diferite declarații și interpretări publice care se dau.
Și trebuie și să recunoaștem că polițistul este de duminică în duminică în proces. Și totuși speră că într-o zi polițistul va slăbi. Dar trebuie să cunoască foarte bine că au fost perioade și mai dificile pentru poliție, dar poliția a rezistat și poliția întotdeauna va fi atât de eficientă cât este necesar pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Da. Încă un aspect vroiam să discut cu dumneavoastră. Sunt foarte agresivi protestatarii pe care îi vedem în fața procuraturii cu jurnaliștii. Sunt colegi care au fost amenințați că vor fi decapitați sau împușcați. Eu nu mi-amintesc așa ceva să mai fi fost la protestele de la noi. Spuneți-ne dacă poliția poate interveni în vreun fel în cazurile astea. Exact. Eu o să recomand tuturor colegilor din presă atunci când apare o astfel de situație să ne informeze. Noi cunoaștem de acest caz, a fost înregistrat, a fost pornită o cauză penală. Deja cunoaștem și unele aspecte despre figurantul respectiv. Este cunoscut nou, de aceea noi o să întreprindem toate acțiunile, cel puțin că această persoană urmează să fie atrasă la răspundere penală pentru amenințare cu omor. Da, au fost mai multe cazuri, de asta am zis că să vedem dacă poliția cunoaște despre lucrurile astea și dacă noi putem să fim în siguranță acolo atunci când filmăm protestele, când vedem ce se întâmplă acolo. Eu vreau să spun că nu doar acesta este unicul caz sau unica cauză penală care a fost intentată anume pentru o amenințare cu moarte la adresa unui jurnalist și în săptămânile precedente noi am avut adresări și eu chiar mulțumesc celor reprezentanți mass media care sunt acolo și cumva monitorizează corectitudinea atât a noastră cât și a protestatarilor și care sunt activi și bineînțeles acolo unde se sesizează anumite încălcări ne somează și pe noi și eu dacă nu dau greș, noi avem câteva constatări deja de agresivitate în adresa jurnaliștilor care au fost admisi de către fie organizatori, fie protestatari. Da, vreau să trecem mai departe, până la pauza de publicitate, să începem discuțiile pe subiectul ăsta legat de sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii pentru doi oligarhi fugari din Republica Moldova, Plahotniuc și Șor. În primul rând vrem să știm dacă și Plahotniuc este anunțat în căutare internațională, pentru că deșor, da, am înțeles că este pe panoul Interpolului. Plahotniuc? Eu, din câte îmi sunt cunoscute informațiile legate de persoana în cauză, afișare publică nu există pe dumnealui, cu toate că, în repetate rânduri, acest lucru s-a solicitat atât și de organele procuraturii și prin intermediul nostru, că noi, de fapt, suntem cei care asigurăm acest proces de livrare a pachetului de documente pentru instituția respectivă, dar permanent ni s-a răspuns, chiar de curând ni s-a răspuns, că se află în proces de examinare la subziunea, cum am spus, unii se examinează contestările pe acest compartiment și se examinează acest aspect. Aha. Deci, pentru că aseară la conferința de presă, domnul Litvinenko a zis că e anunțat în căutare. De asta am zis. Deci, el este anunțat în căutare de organele noastre, de drept. De la noi, da, am înțeles. Dar ce ține de anunțul public de a figura pe pagina oficială a Interpolului, am spus care este procedura. Dar eu vreau să precizez alt aspect. Da. Pe lângă căutarea internațională, mie mi este cunoscut că instituțiile statului, și anume aici mă refer la atât Ministerul Justiției, dar în mod special Procuratura, examinează și conlucrează cu statele respective unde se află unii cetățeni menționat supra, se examinează și în procedură bilaterală, nu pe canalele Interpol și rețelele de comunicare. Deci sunt și alte proceduri de examinare. Da, vreau opinia dumneavoastră legat de aceste sancțiuni pe care le-a impus Statele Unite celor doi. Dacă acest gest al Statelor Unite ar fi în măsură să
miște cumva mai repede procedurile în sensul extrădării, cel puțin a celor doi? Bine, când vorbim de procedurile de extradare, ceea ce ține de Republica Moldova la ziua de astăzi au fost întreprinse toate acțiunile procedurale și procesuale corespunzătoare. Bineînțeles că ceea ce ține de o constatare și o expunere care a fost făcută de Statele Unite ale Americii este de fapt o poziție și o constatare exterioară a Republicii Moldova care dă plus valoare constatărilor care sunt la ziua de astăzi aici în Republica Moldova. Dacă până la ziua de astăzi cineva cumva putea să pună la anumite dubii ceea ce se întâmplă în examinările procesuale ale statului Republica Moldova, organelor de drept din Republica Moldova, aceasta cumva va trezi un interes aparte pentru acele state unde se află acești cetățeni, că de fapt, uite, este cineva din afară care constată anumite lucruri în raport cu acești cetățeni și înseamnă că undeva există acest temei clar, exact, de documentare în continuare și de asigurare procesuală. Da, trebuie să luăm publicitate. După pauza de publicitate îi luăm cumva pe rând pe cei care au fugit după 2019 din Republica Moldova ca să ne dăm seama la ce etapă se află procedura de extradare pentru fiecare. Revenim. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă.
Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Vedeși la uliță, ca bute ca Cernobyl, zona отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Трелей класса, да не можно. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Gărivătul. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно. Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Это женщина моя мать. Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это ищешь. Seriale produse în Ucraina. Din toamnă la Jurnal TV. Revenim la discuție. Am zis că o să îi luăm pe rând pe fugarii țării și o să-i discutăm, o să-i bârfim azi un pic. Dar înainte de asta vreau să vă întreb despre situația aia cu panglica bicoloră, pentru că atunci a existat în luna mai, a existat tare multe discuții despre sancționarea, depistarea oamenilor care au sfidat atunci legea și au purtat acea panglică bicoloră. Spuneați atunci că ați identificat peste 100 de oameni. Mai mult, peste 300 erau deja. A, peste 300. Așa. Și au fost sancționați toți? Exact. Toate persoanele care au fost identificate, și, dar în mare parte toți cei care cumva au fost vizați, au fost sancționați corespunzător în condițiile legislației, cum prevede codul contravențional.
Cu 9-18 mii de lei? Exact, în funcție de statutul care îl avea, deoarece acolo pentru persoanele fizice simple era o răspundere, aha, pentru persoanele cu funcții de răspundere era altă amendă, mai mare, și deja pentru persoanele juridice, deja în funcție de statutul care l-a avut persoana. Da, 10 persoane cu funcții de demnitate publică. Deci ne referim la deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Da, deci 10 erau, exact, așa. Persoanele vizate, toate au fost sancționate. Inclusiv Igor Dodon. Inclusiv persoana respectivă. Și a plătit amenda omul? Mi-e greu să vă spun dacă a plătit-o. Știu că în prima fază contestase procesul verbal și nu, aha, era de acord cu decizia respectivă. Dar, cel puțin, procesul verbal a fost întocmit. Aha. Bătrâncea? L-am văzut și pe dânsul. Deci, toate persoanele urmărit, care au fost, toți deputații, care au fost, au fost văzuți amendați în public și au fost vizați și toți, uh-huh, au fost amendați. Bun. Încă o chestie și pe urmă trecem la ceea ce ziceam. Vinerea trecută, dumneavoastră ați spus pentru colegii noștri de la știri că poliția INIM s-a autosesizat în legătură cu informațiile false pe care Igor Dodon le-a răspândit în spațiu public, precum că PAS pregătește mobilizarea cetățenilor și are intenția să se implice în acțiuni militare pe Nistru la cererea și cu susținerea aliaților externe, Maie Sandu. Am citat. Dumneavoastră ați spus, și citez acum din declarația dumneavoastră, s-au autosesizat colegii mei de la Inspectoratul Național de Investigații și ulterior vor merge la procuratură pentru a informa și solicita examinarea acestor acțiuni. Vreau să vă întreb dacă ați mai trimis ceva la procuratură, pentru că păi, colegii cu exactitate, orice material sau... Nu a ajuns nimic acolo. Bine, unii au verificat, colegii noștri. La procuratură. La care procuratura au verificat. Luni au sunat la procuratură și au zis că deci, procuratura nu știe nimic despre un astfel de demers. Bine, haideți, trebuia să începem puțin invers, de la colegii noștri, unde s-au dus și s-au adresat, aha, deoarece noi putem spune că am fost la procuratură la sectorul centru sau sectorul Buiucani sau procuratura municipiului Chișinău. Dar există procuratura generală, există PC Coxul, există alte subziuni. La procuratura noi generală? Noi nu am ajuns, deoarece Procuratura Generală, haideți să pornim de la aceea, este organul de administrare a Procuraturii care cumva coordonează activitățile administrative și de activitate ale subziunilor sale. Procuraturile de specialitate care sunt și competente pe liniile de activitate sunt care le cunoaștem cu toții. Eu mă tem să cred că cumva cineva a făcut o verificare amplă și a stabilit că nu a fost adresate. Eu am spus și atunci, colegii mei de la INI, deci exact, adresarea la procuratură pe subiectul ăsta? Pe subiectul respectiv. Așa. Este înregistrată în registrul 2 fapta respectivă despre informațiile care au fost răspândite, deci informații false care au fost răspândite. Da. Bun, mergem mai departe. Cu asta am terminat. Așa. Noi mai avem niște informații și vrem și să le verificăm cu ajutorul dumneavoastră și să ne mai dați detalii dacă cunoașteți ceva în plus ce noi nu știm. Și acum le luăm pe rând, am zis, și o să vă rog să ne confirmați sau să ne infirmați dacă informațiile pe care noi le avem sunt sau nu adevărate, precum că Gheorghe Cafcaliuc ar avea interdicție de a părăsi Marea Britanie. Bine, cred că este un subiect mai mult care vizează procuratura, dar eu să mă ghidez de alt principiu. Întotdeauna când iese fum, înseamnă că a fost și foc. Aha. Așa că eu nu vreau să afirm sau să infirm, dar cred că undeva loc de credibilitate există în această declarație, dar am spus, cred că cel mai corect trebuie cumva procuratura să ne afirme acest lucru sau să ne infirme după caz. Eu cunosc că acest individ are mai multe încălcări de legislație și noi, cel mai important, nu trebuie să confundăm activitatea lui și cu o serie de ilegalități comise în perioada cât a fost angajat al poliției, cu ceea ce încearcă să demonstreze că face acum în viața politică. Uh-huh. De fapt, sunt două lucruri separate. Faptul că încearcă cumva să acopere cu așa numită activitate politică acum pentru toate infracțiunile care le-a făcut și le-a comis în perioada anterioară și cumva, iată, este persecutat că este în viața politică, sunt nonsens. Deci, el a comis,
are ilegalități comise, pentru care este documentat și supus examinărilor de către procuratură și noi cunoaștem cu toții marea parte de fapte și ilegalități care le-a comis și pentru care procuratura a comunicat în nenumărate rânduri la care este vizat el, anume pentru activitatea care a avut-o. Revin doar un pic. Dacă mâine, când încercăm să dăm de capăt la informația asta, să o confirmăm cu procurorii că Cavcaliuc ar avea interdicție de a părăsi Marea Britanie. Acum, procedural, vă întreb, facem abstracție de individ, de nume, așa. Spuneți-ne dacă asta înseamnă că Marea Britanie ne-l împachetează pe persoana respectivă ca să ne trimită, ce ar însemna acest statut? Eu am spus și mai sus, noi nu trebuie să ne conducem în toate situațiile de căutările internaționale și de anunțul pe site-ul Interpol despre căutarea unei persoane. Se lucrează pe bilaterală. Se lucrează inclusiv și pe bilaterală, ceea ce și în acest caz procuratura a asigurat acest proces. Și cred că aceasta și este o parte a rezultatului care se realizează. Aha, ok. Noi putem să mergem un pic mai detaliat, să vedem că dumnealui a fost foarte tăcut o perioadă îndelungată de timp, dar la acea etapă când cumva Comisia Rogatorii și-a făcut efectul, el a apărut mai vizibil în spațiu public. Da, a apărut pe televizorul ușor. Da. Spuneți-ne care este statutul sau cum să zic, la ce etapă se află procedura în privința lui Șor? Înțelegem că omul are cetățenie israeliană și este pe malul Mediteranei în vila lui de lux și se bucură și face live-uri de acolo și ne tot trimite salutări. Dar, la modul practic, la ce etapă noi suntem cu omul ăsta? Din câte îmi sunt mie cunoscute, toate procedurile ce țin de aspectul legat atât de activitatea poliției cât și activitatea procuraturii, de fapt, sunt realizate și din câte îmi sunt mie cunoscute, acolo pașii sunt foarte înaintați, inclusiv și în acest compartiment, dacă eu nu dau greș, la fel se lucrează și pe bilaterală. Și eu vreau să cred și sper în unele rezultate pozitive, ca rezultat la ceea ce face procuratura și efortul care l-a depus procuratura la acest compartiment. Dar vreau să vă spun că s-au întreprins toate acțiunile și deschidere există. Dumneavoastră simțiți schimbarea atitudinii procurorilor? Că asta tot contează. Eu vreau să spun că din momentul când am fost numit în calitate de șef, am avut discuții cu conducerea Procuraturii Generale, ulterior și cu conducerea PC Coxului și la moment toți suntem într-o comunicare foarte activă și eu vreau să cred că schimbarea există. Bun, următorul, Platon. Iarăși, ne trimite, acum înțeleg că ne fericește cu un film la un alt post de televiziune? Bine, cred că este un alt aspect care chiar cumva nu este în nu aveți compartimentul treabă meu de a mă expune, dar dă mă rog, fiecare și bun, deținut are dreptul la libera exprimare. Da. Păi, cu dânsul cum e? Procedura. Am spus, cred că aici cel mai corect ar fi să vină procurorii să vină un coleg din cadrul procuraturii care să povestească despre toate aceste cauze, inclusiv modul și etapa de examinare. Am spus, sunt niște acțiuni procesuale, eu mi-aș depăși un pic atribuțiile și competențele și nu ar fi corect în raport cu colegii din procuratură dacă aș face eu anumite declarații. Atât cât puteți. Că înțeleg. Am spus, este aceeași situație similară celorlalte cazuri, acolo unde vorbim de aspecte de procedură bilaterală în raport cu instituțiile de drept din acea țară. Cu Botnari, eu chiar am Constantin Botnari, am o nelămurire pentru că au fost tot felul de informații în spațiu public că
La început era monitorizat de Interpol, pe urmă identificat și localizat și se pregătea extrădarea. Au mai trecut vreo 3 luni de când a apărut această informație. În 3 luni nu s-a întâmplat nimic în privința lui. Ce știți despre procedura în privința lui? Dacă sincer, nu pot să vă răspund acum, dar mâine cu siguranță, dacă luăm legătura telefonică, aha, eu vă dau informația și despre acest caz, ca să nu se primească acum că fac unele declarații care sunt puțin deviate de realitate. Bine. Despre Andronache. Vreau până la pauză să-i trecem pe toți, ca să în ultima parte să o dedică altor subiecte. Despre Andronache. Înțeleg că e la Moscova, în Rusia. Nu știu dacă la Moscova. Iarăși, aceeași întrebare. Unde suntem? E anunțat în căutare? Este anunțat în căutare, dar noi trebuie să fim foarte conștienți despre specificul zonei. Exact. Și intențiile și altora din cercul menționat mai sus de a ajunge tot acolo. Ah, da. Interesant. Încă despre un personaj vreau să vă întreb. Da, nu m-am gândit la asta. Da. Ok, o să țin cont. Vreau să vă întreb despre un alt nume care a figurat destul de des în spațiu public, Alexandru Vâlcu. Era conectat și la Plahotniuc. Am văzut... A fost vizat și în cauza penală, dacă nu greșesc, din primăvara anului curent, când s-a... Da. Cu... Blanchetele pentru pașaport, dacă nu dau greș. Da. Ultima informație pe care o am eu, nu știu acum să ne spuneți dacă, el n-a mai intrat de mult în Republica Moldova și vreau să măcar să știm, el îl punem în lista fugiților sau ce facem cu el? Din câte îmi amintesc, dacă nu dau greș, în luna mai au fost efectuate percheziții inclusiv la domiciliul dumnealui în acea perioadă cu acele blanchete. Nu știu dacă era în țară. Da, exact. Dar din câte țin eu minte, atunci s-a anunțat că dumnealui este plecase cu o săptămână, două mai devreme, plecase din țară. Deci a fost o chestie care și comunicat public atunci, nu a fost ceva... care nu s-a știut. Din cât cunosc eu, persoana nu este pe teritoriul Republicii Moldova. Uh-huh. Dar să vă dau alte detalii, cred că nu cunosc despre detalii pe o cauză penală sau alte informații suplimentare. Acum vorbeați, eu mă gândeam la cealaltă afirmație a dumneavoastră, că unii s-ar putea să-și mute viza de reședință în Rusia. Dar cel puțin câțiva, doi, cel puțin, au dosare penale. Trei. Patru. Au dosare penale acolo. Istoria a mai demonstrat că având dosare penale se încetează din nu știu ce circunstanțe și se oferă persoanei în cauză susținere. Aha. Publicitate. Și revenim. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altă. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăile. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, mărirea ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțim numără de tâmpiți pe fața pământului,
ce învățăm noi unul de la altul? Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când a să împlinesc eu 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni, fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Я произошло. Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la uliță, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей класса для моего мам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Revenim cu ultima parte a emisiunii. Puțin timp ne-a rămas, dar întrebări multe. Scurt, cum îi afectează la modul direct și practic pe oamenii despre care noi am discutat până acum această decizie a Statelor Unite? La modul practic, libertățile lor se mai îngrădesc din ceea ce au avut până acum? Deci, bineînțeles că apar o serie de restricții care, de fapt, împiedică unele din procesele sau activitățile care le poți desfășura și care fiecare cetățean, de fapt, le poate realiza zi de zi. Uh-huh. Dar cred că cu pachetul mult mai amplu
ar putea veni cineva care efectuează o astfel de analiză pe acest compartiment, pornind de la circuitul finanțelor, de la alte activități economice care cumva sunt în circuitul internațional, toate acestea cumva aș spune cuvântul în acest proces, dar am spus, cred că sunt subziuni abilitate cu acest compartiment care se expună. Am zis numai decât să abordez cu dumneavoastră subiectul ăsta, chiar dacă în spațiu public cumva s-a mai discutat și autoritățile de la Chișinău au lansat tot felul de avertismente legat de aceste încercări a Federației Ruse de a racola oameni din mercenari. Republica Moldova, mercenari, pe care să-i trimită să lupte în Ucraina contra ucrainenilor. Un pic șocat am fost zilele trecute când l-am văzut, bun, șocat, nu știu dacă e chiar șocat, dar parcă nu m-am așteptat că un lider politic a unui partid politic din Republica Moldova, Kalinin, de la Partidul Regiunilor, ar putea să meargă să lupte în Donbas. De partea Rusiei, am văzut, s-a filmat omul pe front, spune că este voluntar în Donbas și strânge fonduri pentru blindati, căști și veste pentru ruși. Am zis să discutăm cu dumneavoastră chestia asta, pentru că fenomenul ăsta există, mai ales în regiunea transnistreană, acolo unde rușii fac ce vor, din păcate, în momentul acesta. Ce riscă până la urmă oamenii ăștia și personal acest cetățean Kalinin? Înțeleg că el după asta o să vrea să vină în Moldova să facă politică în continuare. Da? Deci oamenii ăștia ce riscă conform legislației noastre? În primul și în primul rând este regretabil de ceea ce se întâmplă când unii cetățeni cumva sunt racolați și urmăresc intențiile acestea de a se alipi unui stat care atacă Ucraina. Este condamnabil. La noi legislația reglementează răspunderea pentru mercenari. Cu părere de rău, nu este răspunderea cea care pe măsură și necesară să fie aplicată unor astfel de activități numite ilegal. Ele sunt ilegal, de fapt. Sigur că da. Da. Dar, cu părere de rău, alineatul întâi a răspunderii pentru această faptă este una chiar neesențială și părerea mea că aici cumva ar trebui din blat la... Dar spuneți cât e riscă? Dacă nu dau greș, doar participarea este, nu vreau să greșesc, dar mi se pare că este până la 2 ani de zile. Aha. Privație de libertate. Da, pentru... Cu alternativă în amendă penală? Sau? Exact, exact. Inclusiv și cu acest aspect. Ceea ce își spun că cumva trebuie de revăzut. Noi am văzut și anterior, au fost declarații din partea conducătorilor, unde s-a precizat că acest lucru chiar este de condamnat. Da. Despre niște numiri vreau să vă întreb. Astea sunt informații care ne-au venit acum în timpul emisiunii. Spuneți-ne dacă Marcel Kaminski mai lucrează la INI. Marcel Kaminski este plecat, dacă eu nu dau greș, în concediu, fie din grijirea copilului, fie alt concediu, încă de la începutul verii. El nu se află la serviciu de la începutul verii. Deci orice acțiune sau orice procedură în raport cu persoana trebuie să o faci atunci când el revine la serviciu. În privința dumnealui sunt pornite câteva proceduri administrative, dar ele pot fi finalizate doar în momentul când dumnealui revine la serviciu. Așa. Dar cât poate să se mai stea? Deci noi avem situația care le avem, dacă eu am spus numai nu pot copilul? Exact, dacă, până la vârsta de 3 ani a copilului, Da. A copilului. Da, da, da. Așa, vroiam să vă mai întreb despre doi vechi prieteni ai jurnalului Bizdan și Țărnă. Pentru că avem tot felul de informații că oamenii vor să rămână și să în sistem și vor să controleze în continuare tot felul de lucruri pe care le obișnuiau. Bine, care dacă vă aduceți aminte, eu când am fost ultima dată aici la dumneavoastră în emisiune, ați eu am spus că ați extras de acolo pe toți cei care se aflau cumva în conflict
acolo, cele două tabere, eu pe toți o să-i extrag și o să-i înlătur de la acea subdiziune. Deci eu m-am ținut de cuvânt, toți cei vizați în anchetele respective, toți au fost înlăturați. Unul se află și activează în cadrul INI-ului, unul s-a concediat, iar al treilea, care ați menționat dumneavoastră că suntem în litigii frecvente cu dumnealui și ne-a obligat în primă instanță ca să-l restabilesc la fel în funcție acolo, eu ulterior am câștigat acel dosar și este în favoarea Inspectoratului General al Poliției și la fel și a doilea candidat se primește că la ziua de astăzi este în afara sistemului polițienesc. Aha. Okay. Și vreau să vă spun că lucrurile s-au liniștit foarte mult, dar dacă mai cunoașteți despre careva încălcări în acel segment, vă rog frumos să ne comunicați. Da, era tare problematic segmentul respectiv. Exact. De aceea și v-am promis atunci că eu întreprind toate acțiunile și eu m-am ținut de cuvânt, toate trei persoane au fost excluse din inspectoratul respectiv. Da. Vreau să vă mai întreb despre un polițist care... Cum? S-a discutat în spațiu public cazul nostru, nu putem să zicem că este doar cazul nostru, pentru că a fost o lovitură împotriva presei în general. Alexandru Spăială, polițistul de la Voiucani, care a făcut acel demers pentru cercetarea și înlăturarea din administrația directorului postului nostru de televiziune, Val Bârnaru. Care este situația cu... El lucrează în continuare, din câte înțeleg. Deci, el lucrează în continuare. Eu am spus-o și atunci. Da, este regretabil că nu s-a ajuns la o examinare mai amplă și mai minuțioasă, poate care putea să deschidă anumite dezvăluiri mult mai bine conturate în acel proces. Eu am spus, da, este regretabil, într-adevăr noi trebuie să ajungem... S-a făcut o anchetă, dar atâta timp cât instanța de fond a menținut acel proces verbal întocmit de către un agent constatator, eu clar că pot să-mi aduc critici acum mie, dar eu vreau să spun că orice agent constatator este independent în luarea deciziei și atunci când primește o decizie, nici o persoană nu are dreptul de a face imixtiuni exact ca și în cazul unui dosar penal când vorbim de un procuror care gestionează un caz. Eu am pornit atunci anchetă de serviciu anume pentru a elucida și a vedea toate aceste aspecte. Dar în momentul în care instanța de judecată a dat verdictul că procesul verbal este întocmit corect, deci se prezumă că instanța a apreciat acele probe care au fost prezentate de către agentul constatator. În cazul în care eu aș fi stabilit că nu este corect ceea ce s-a făcut, se prezuma că eu, de fapt, am contrazis o decizie a instanței de judecată, ceea ce este absurd, dar vreau să-ți precizez că și la acest caz noi cunoaștem că exact la un an de zile și ceva a mai fost pornit un proces contravențional pe aceleași circumstanțe, care eu atunci m-am implicat și am stabilit că într-adevăr au fost admise încălcări și pentru asta persoanele au fost sancționate, deoarece nu poți să pornești un proces contravențional și să întocmești proces verbal dacă ai expirat termenul de prescripție. Da. Știți, noi foarte des ne punem întrebarea corpul de polițiști a rămas cam același. Noi ținem minte cum acționa poliția sub regimul Plahotniuc. Și vedem poliția acum, în fața procuraturii, una foarte cuminte, care încearcă să mențină ordinea publică, dar nu în stilul în care o făcea sub regimul Plahotniuc. Se poate să vă întreb și eu pe dumneavoastră, apreciați mai mult cum activează poliția acum sau cum activa atunci? Cum activează acum? Pentru că eu țin la libertăți și la drepturile cetățenilor. Dar întrebarea mea e un pic altfel. Ce le-ați făcut? Adică eu vreau să înțeleg cum funcționează creierul unui polițist. Primește ordin și îl execută fără a mai trece prin filtrul conștiinței? Sau ce se întâmplă? Cum se întâmplă la modul profesionist, ca să spornim altfel. În primul și în primul rând, foarte mult înseamnă de ordinul și dispoziția care este dată și de cine este dată. Eu niciodată nu o să-mi permit ca să dau o indicație sau un ordin ilegal.
și toată lumea cunoaște care a fost principiul meu de activitate și până a fi numită în această funcție și cum m-am ghidat eu de buchia legii. Eu nu o să-mi permit acest lucru niciodată, dar în același timp vreau să precizez că niciodată nu voi permite ca să streacă liniile roșii de cineva și poliția nu va acționa și va sta cu mâinile în buzunări. Noi vom acționa exact așa cum prevede legea și nu vom admite ca cineva să urce în cap la poliție sau poliția să stea neputincioasă. Dar, am spus, pentru mine este important ca polițistul, în primul și în primul rând, el trebuie să respecte dacă noi așteptăm și avem așteptările ca societatea să se manifeste la fel și să respecte legea. Eu îmi dau străduința cât de regulat și cât de des posibil să merg în teritoriu și nu de a merge în teritoriu de a comunica cu conducătorii sau cu cineva, dar de a merge din birou în birou la colegii mei, indiferent, astăzi pot să merg la nord, mâine pot să merg la sud. Și să trec din birou în birou la polițiști, doar de a comunica față în față cu ei și de a vedea care sunt doleanțele lor și unii pot eu ajuta pe ei. Eu cu marea majoritate am avut comunicare și anterior, de aceea toți înțeleg foarte bine care sunt principiile și eu aș vrea ca să inspir în toți colegii mei corectitudine și omenie, dar în același timp cu o aplicare a legii corespunzător și pe măsură și acolo unde este necesar chiar și duritate. Da, eu îmi amintesc că primele declarații făcute inclusiv de ministrul de interne, doamna Revencu, de dumneavoastră, atunci la începutul mandatului, vorbeați ambii despre necesitatea unei curățenii în sistemul de poliție. S-a făcut deja această curățenie? Ați terminat-o? I-ați trecut pe toți prin filtru sau nu? Bine, haideți să pornim prin o analogie. Cât de bine n-ai face curățenia într-o casă, oricum trebuie să mai continui. Iată, exact așa e și aici. Cât de bine nu am făcut noi curățenia până acum, noi trebuie să lucrăm și în continuare și mai există de lucru și la acest compartiment. Dar eu vreau să vă asigur că acolo, unde eu voi constata încălcări din partea unor angajați, indiferent cine sunt ei și care este statutul lor, atunci când cineva greșește, el poartă răspundere pentru fapta sa. Și eu întotdeauna am arătat deschidere, cred că și chiar către masă media, acolo unde vă este cunoscut ceva, eu vreau să știu și eu vreau să intervin, anume pentru a nu admite mai departe aceste nereguli. Da, vreau să ne spuneți ce faceți, la ce lucrați acum. Se vorbește despre reforme, toată lumea face reforme în țara asta. Care sunt proiectele la care se lucrează acum în minister? Ce faceți? Bine, când vorbim de cuvântul reforme, cred că este un cuvânt deja... Compromis. Da. Nu știu dacă este pe deplin competența mea de a vorbi acum despre ceea ce face Ministerul de Interne la ziua de astăzi. Noi am văzut și în săptămâna precedentă, în cadrul Parlamentului s-a ieșit cu o declarație publică la Comisia Securitate și Ordine Publică despre ceea ce se intenționează în procesul de eficientizare a Ministerului Afacerilor Interne, în mod special pe paliera Securitate și Ordine Publică. Uh-huh. Da, într-adevăr, Ministerul realizează acum un proces foarte amplu, unde sunt niște obiective care ne le dorim cu toții și acele obiective noi le știm foarte bine legate de cât mai eficientă activitatea poliției, dar cred că în cel mai scurt timp va fi prezentată și va fi făcută o prezentare amplă despre tot ce ne dorim, tot ce se urmărește prin acest proces de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne, care de fapt este și promotorul acestei ample acțiuni. Da, măcar în linii generale, așa ca să înțelegem reformele de bază. Înțeleg pe... Eu acum din ce trag eu cu urechea de la alții. A fost comunicat în cadrul Parlamentului, pe site-ul Parlamentului. Da. Bine, am spus. Aici, în primul și în primul rând, noi trebuie să acționăm și prioritar pentru noi este rapiditatea cu care noi trebuie să venim la solicitarea cetățeanului. Asta înseamnă, la modul practic, cum asta o să faceți? De acum încolo? Adică, deci, cum prevede... extinderea sau majorarea inclusiv a numărului de grupe de reacționare operativă la apelurile 112 a cetățenilor. Aha. Am spus, este o reorganizare numită așa, mult mai amplă, care inclusiv va prelua și alte competențe, uh-huh, din alte subdiziuni,
Dar cred că trebuie să urmărim toți cu atenție ceea ce va prezenta Ministerul Afacerilor Interne. Da. Am văzut efortul ăsta pe care l-au făcut deputații cu trecerea cumva la digitalizare a tot ce înseamnă permise de conducere și așa mai departe pe poliția de patrulare, adică mi s-a părut foarte modern toată treaba asta. În sensul ăsta, ce noutăți urmează să mai... Urmează niște noutăți foarte bune și aici, la fel, Ministerul Afacerilor Interne are deja agreat un parteneriat pe acest aspect. La fel, în zilele următoare va fi prezentat conceptul amplu de către Ministerul Afacerilor Interne la această rubrică și domnul Diaconu, secretarul general, deja în câteva prezentări a comunicat despre această intenție. Într-adevăr, noi digitalizăm câteva procese în Ministerul Afacerilor Interne. Nu vorbim doar de acest compartiment al proceselor verbale sau, dar inclusiv aspectul la ziua de astăzi pentru persoanele care dețin dreptul la portarmă pentru depunerea cererii, poate să o depună online. Deci noi cunoaștem că ce ține de cazierul juridic la fel este și bineînțeles că etapa care urmează și la care lucrează intens acum, de fapt lucrăm cu toții intens Ministerul Afacerilor Interne și deja cu colegii din subziunile specializate, este legat de procedura contravențională și anume e-dosar contravențional. Acolo unde ne propunem să dispară hârtia total în procesul nostru de documentare, acolo unde va exista element... Polițistul vine la fața locului fără hârtii? Exact, polițistul vine fără hârtii. Noi la ziua de astăzi, un polițist, ca să fie dotat cu toate actele necesare ca să iasă la o chemare la fața locului, el trebuie să aibă cel puțin în mapa sa 47 de blanchete. Ceea ce considerăm că este un pic depășit din punct de vedere și al istoriei și al circumstanțelor care le avem la ziua de astăzi. Ce o să aibă? Cum o să facă? Va avea o tabletă care are inclus în acel sistem toate blanchetele și care ele se vor completa automat prin sistem de culegere de date, inclusiv printr-o simplă butonare. Și cel sancționat cum semnează? Cum... Deci și acest aspect este prevăzut, inclusiv prin câteva modalități de semnare, tabletele care deja o parte le-am amprentă cu suportul partenerilor noștri, va fi semnătura inclusiv holografă, cum este la colegii noștri de România. Tabletele sunt cu șoc de pix. Este unul la mână, doi la mână va fi oportunitatea și de semnătură cu semnătura digitală. Noi cunoaștem acum care sunt progresele colegilor noștri și pe acest compartiment. Deci sunt o serie de, inclusiv colegii noștri de la patrulare sau din alte domenii, nu se vor mai putea încurca cumva să pui alt articol dacă acolo sau altă amendă dacă aceasta a fost exact fixată de un aparataj tehnic. Totul se va petrece mult mai rapid și mult mai eficient. Da, vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Tare multe lămuriri am obținut în seara asta. Vă mulțumim. Vă mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne revedem joia viitoare, probabil.